Bună ziua domnilor și domnilor, bine v-am regăsit. Mi-am propus astăzi să discutăm despre dramele familiilor care au copii cu handicap. Zi de zi pentru ei este o provocare, zi de zi se lovesc de probleme legate de sistem, legate de societate și nu este deloc o luptă continuă, ba mai mult decât atât își pun întrebarea mulți dintre ei ce se va întâmpla cu copiilor în momentul în care aceștia nu vor mai fi. Ei bine, despre toate acestea vom discuta cu invitații, itate mea de astăzi este vorba despre doamna Filoftea Neagu, președintele Asociației de sprijin a Copilor cu handicap Buzău filiala Buzău. Bună ziua și bine ați venit Bună la noi. Bună ziua și bine v-am găsit. Așa cum spuneam, foarte multe probleme și dumneavoastră le cunoașteți foarte bine pentru că la asociație zilnic, zilnic vin zeci de părinți și vă confruntați cu multe provocări în cele mai multe situații pentru că nu țin chiar de asociație să fie rezolvate. Și aș vrea să, aș vrea să începem cu problemele de care se lovesc părinții care se află în această situație. Pentru că de mai puțin de o lună a început anul școlar, noul an școlar, aș vrea să pornim discuția de aici. Pentru că am aflat uh, și am rămas, repet, cu destul de surprinsă să aflu că este o mare problemă atunci când acești părinți, da, care au un copil sau un tânăr, uh, un adolescent cu handicap fizic, poate și asociat da, și cu handicap uh, uh, mental, de multe ori se găsesc se regăsesc în situația în care se lovesc de uși închise pentru că nu își pot integra copiii în acele ore, da, la școală, ore care, și accesul la educație care este în primul rând obligatoriu, da, și oferit de Constituția țării. Este obligatoriu și este uh, copilul care vrea să meargă la școală și a ajuns la vârsta în care trebuie să meargă la școală, merge la comisie pentru a obține un certificat de orientare școlară. Acest certificat de orientare școlară îl îndrumă către școala normală. Deci se poate integra într-o școală normală, între colegi care, așa cum este el, trebuie să-l accepte. Unde apar problemele cele mai mari? În școlile primare, pentru că părinții foarte greu acceptă că în clasa copilului lor se găsește un copil cu probleme, cu handicap. Deci, reticența vine de la părinți, da? pleacă nu de la, la, la părinți, didactic, nu de la școală. De multe ori, să știți că am întâlnit chiar și la grădiniță când cadrul didactic refuza, refuza uh, să lucreze că îi tulbură ora și nu poate lucra cu ceilalți copii. Și el uh, trebuie să aibă un profesor de sprijin, un educator. E adevărat, într-un ritm mai lent, dar, uh, dar un trebuie... copilul acela, așa cum spuneați dumneavoastră, are un aviz uh, și este îndrumat de un exact, ex -specialist de o specialist care spune că care este apt până la un anumit comisia punct. Comisia stabilește dacă acest copil se integrează într-o școală normală. Deci aici este problema. Părinții, în momentul când au întâlnit acest copil, sunt puțin cam reticenți. Dacă îi deranjează, dacă nu știu ce îi face copilului și uh, aici uh, este chiar o problemă. Uh, nu copiii refuză. Deci nu copiii refuză. Deci copii, ei adevărat, acceptă. Ei sunt prietenoși. Ei acceptă, sunt prietenoși, da? se, se joacă. Știți, cu copilul uită uh, de problemele celui de lângă el. Dar sunt părinții care... Întotdeauna da, sunt au o atitudine nepotrivită. Uh, bun, asta ar fi, să spunem, una dintre probleme, dar înțeleg că, în general, până la urmă, acceptă și acești părinți faptul că sunt și ei copii și au dreptul la educație. Este foarte important acest au lucru. Au aceleași drepturi ca orice copil. Deci, chiar dacă are o dizabilitate, copiii au aceleași drepturi. -ă, primesc aceleași manuale, primesc o alocație dublă pentru că sunt copii cu dizabilități. Deci, uh, toate lucrurile astea uh, se desfășoară normal ca în orice oră de curs. Deci, nu trebuie să se meargă pe ideea că dacă el are o dizabilitate, deranjează sau uh, aduce alte modificări orei de curs. Bun. Uh, știu că o altă problemă, și am văzut că e cumva valabil așa la nivel național, dacă pot să spun, uh, o altă problemă este cea a transportului în comun. Modul în care părinții trebuie să se deplaseze cu acești copii dacă vorbim de la transportul în comun și vorbim aici pe, pe municipiu da? uh, pentru autobuzele transbus, care ele într-adevăr sunt prevăzute cu acea platformă și uh, microbuzele de tip maxi taxi, la fel, vedem acele platforme în spate bun, văd că uh, sunteți așa dați ușor uh, din uh, da, sunt, ele sunt prevăzute sunt, sunt sun... prevăzute, chiar am și văzut că și autobuzele uh, am avut situații în care și taxatoarea se dă, coboară jos și, și ajută, ajută da? dar sunt și taxatoare care nu ajută sau adică până nici șoferul nu ați văzut nu acceptă că acceptă să fie luați din stații. Ex nu că nu acceptă, acceptă, dar să se descurce fiecare cum să poate să se descurcă fiecare cum și poate și dacă ne gândim un părinte, dacă vorbim despre un tânăr, da, care poate și mai corpulent un pic, îi este aproape imposibil să îl urce, da să urce în transportul în comun, sigur că da autobus. sau uh, taxiurile în orașul nostru nu găsești un taxi în care care să te urci și să-ți pună fotoliu, pentru că ei în spate au uh, butelii de gaz și nu încape fotoliu și din start te refuză, nu este adaptat. Deci noi în orașul nostru nu avem un taxi, nici deci măcar unul care să fie adaptat, persoana, care cu să fie adaptat uh, persoana cu handicap este fotoliu. El trebuie să se deplaseze, plouă afară, trebuie Așa să, este. să se deplaseze la policlinică sau la recuperare și nu are cum să se ducă. Uh, Face comandă de un taxi, nu nu, are, nu ai cum să ajungi. Iar la maxi-taxi, iarăși, aceiași o aceeași problemă. problemă. Nu coboară rampa sau sunt maxi-taxi care ușile e foarte strimte și nu ai cum și să în te în urci. Cap, da. Chiar nici nu ai cum să te urci. Știu că ați discutat în anii trecuți, ați cerut autorităților să facă ceva astfel încât să poate să faciliteze accesul persoanelor cu dizabilități în transportul în comun. Iată că au fost cumva, s-au adaptat cumva și au gândit lucrul acesta, doar că nu este dus până la bun sfârșit, până la capăt, la bun sfârșit. E cumva, așa să spunem, o, o manevră din asta pur românească. Le facem, da. dar până la un punct. Iată, da, un punct. nu avem taxiuri, nici măcar unul care să poată să transporte o persoană cu nevoi speciale, iar la maxi-taxi și la autobuze, în funcție de cheful taxatoarelor și de uh, momentul sau toanele în care îi găsim pe șoferi pe și așa șoferi mai departe. Șoferi, da. O altă problemă pe care asociația noastră a ridicat-o, uh, comisiile de expertiză pentru da. persoanele cu handicap uh, în lege spune că trebuie să fie aproape de stațiile de autobuz clădirea. Uh, ori noi la Buzău cea de adulți este pe Bucegi. Niciun mijloc de transport nu ai. Dacă ai mașina personală să ajungi până acolo, dar ca să vii de la autobuz, de la liceu hd și până la, pe Bucegi, vă dați seama că trebuie să împingă la fotoliu. Din coace, la copii, pe Pompiliu Ștefu, la fel, niciun loc de parcare. Nu era prevăzut în fața comisiei să fie rezervat persoanelor cu handicap erau mai la piață, două locuri, dar care și alea la rândul lor sunt mai tot timpul ocupate. Din păcate. Din da. păcate. Acum s mai, după noua modernizare de la piață, s-au mai făcut încă două locuri pentru persoanele cu handicap, iar în fața uh, comisiei de expertiză uh, a apărut un indicator care scrie parcarea interzisă, cu excepția persoanelor cu handicap. A, de multe ori era, să spunem, este deci, trotuarul este da. e, blocat. Trotuar ocupat, blocat, n-aveai nici măcar loc să intri pe portița care este deschisă să te duci în clădire. Uh, domnul primar, noi am făcut sesizare către primărie, primăria a fost foarte promptă, ne-a răspuns. Uh, din fericire, s-a și amplasat indicatorul, și numai că de multe ori și acolo. Se mai întâmplă, da? Mai sunt șoferi da. care. Eu am, se fac că nu văd acel indicator. Exact, eu am intrat tot într-o emisiune în direct, era cineva de la poliție și am, am și reclamat acest reclamat lucru. lucru. Mi-a spus că, în momentul când văd să fac reclamație către poliția locală, din întâmplare, trecând pe stradă, chiar am întâlnit doi domni Un de la poliția da. locală care am arătat, probleme. da, și a spus nu depinde de noi, de poliție, de la circulație. Deci vă dați seama că am fost plasată, deși domnul de la circulație mi-a spus foarte clar să sun la poliția locală, -au și că, că, că au și aceeași competență. Cam astea sunt problemele noastre, deci chiar dacă se așează pe undeva lucrurile, nu se respectă. Ați văzut? Care, sunt uh, alții care respecte. sunt și nu le respectă. Domnule, lasi locul lui de parcare acolo. Pentru că poate părintele vine cu el în mașină, se duce la piață, îl lasă în mașină, e aproape de el. El Așa este. se duce și face cumpărăturile, se întoarce înapoi la el, la mașină. Apropo de, de lucru acesta și ați, ați punctat foarte bine, trebuie să înțeleagă, e foarte greu. Dacă nu ești în situația asta, cred că este aproape imposibil să înțelegi cât de greu este pentru un părinte. Și haideți să ne, să ne imaginăm și să vorbim despre o realitate că în familiile în care există un astfel de copil, un părinte, un părinte este uh, practic zi și noapte alături de copil. De cele mai multe ori, mamele bănuiesc că mamele, uh, se lasă de serviciu și de, pentru că e vorba de dependență. Asta e realitatea. Și aici aș avea ceva de păcat. Uh, mamele își lasă serviciu pentru îngrijirea acestor copii. Uh, din nefericire, încă la ora actuală, acești copii primesc un certificat de handicap care scrie grav cu asistent personal. Bun. Acest asistent personal merge cu el la direcția de asistență socială, unde trebuie să fie angajat. Da. Nu spun la noi aici local, dar avem atâtea primării la țară, avem atâți părinți care reclamă, vin și reclamă la noi la asociație aceste nereguli. Deci, o femeie așa lăsat serviciu, da. a lăsat serviciul. Că n-a avut încotro. Iar trebuie legea. Chiar Spune legea clar. îți permite să poți uh, îngriji acest copil. Uh, Imaginați-vă că ea dacă se îmbolnăvește, ea nu, nu beneficie de, 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 de nicio asistență, de, să, de nimic. Da, de are de niciun drept, de nimic. Deci nu are niciun drept. Primește indemnizație. Aici nu este ajută un abuz, practic. E un abuz din deci partea ajută. administrațiilor locale. Unde exact. se întâmplă? Haideți să spunem primăriile. Deci primăriile de la Lopătari, primăria de la Rușețu, sunt foarte multe. De la, de la, de la Movila Banului, uh, noi am pus pe hârtie. Uh, Le trimiteți Și că trimitem poate, notificări mai către și primării. Și poate da, nu am așteptat să se așeze astea. primăriile. Și acum uh, urmează ca săptămâna asta să trimitem notificări către fiecare primărie, de unde am primit uh, reclamațiile, reclamațiile da? că nu. Deci am avut mămici care au mers și în instanță, se judecă cu primăria pentru că nu este angajată. Este un drept. Da, este care un drept al ei. Este, este, este un drept al corect. ei. Și uh, femeia asta. Casă cu copilul, oricum stă cu el la casă, dar să primească indemnizație, ori nu ajută pe ea. Cât este această indemnizație? 963 de lei. Da. Deci, din ăștia 963 de lei, această mămică trebuie să meargă cu copilul la recuperare. Sunt copii care au nevoie de pampers, sunt copii care au nevoie de ghetuțe, sunt copii care au nevoie... Chiar dacă are de la Casa de Sănătate un mic Ajutor, că participă și Casa de Sănătate, dar să știți că nu este suficient. De contul este un potenție mai mică. Este mic uh, Un fotoliu rulant, ai dreptul la 5 ani. Se lucrează acum uh, la legea 448 să vină cu unele modificări. Ca persoana cu handicap adultă să beneficieze de un motoscooter. Da, de adevăr, în care în străinătate se întâmplă de mult. Ați văzut, asta. Uh, care este de un real folos pentru că nu mai e nevoie să te împingă cineva de la spate. Să oferă te... practic o independență. Independență, acolo unde se, unde poate, se da. poate. Sigur că da. Și se lucrează, se mai lucrează tot această lege uh, ca uh, copiii care vin la comisia de expertiză uh, să nu mai vină în fiecare an. Că părinții. Sunt foarte nemulțumiți de lucrul ăsta, pentru că ei trebuie să scoată tot timpul avize, să meargă în stânga, să meargă în dreapta, ca să facă aceste acte. Se lucrează și se propune ca această com comisie să se facă la doi ani. Iar, bun. și un lucru îmbucurător: când părinții vor auzi, cred că se vor bucura că nu mai merg în fiecare an și merg o dată la bun, doi ani. E un lucru drumuri, bun. Da. Mai ales acolo unde vorbim despre un grad de handicap grav care la chiar nu, care ce să exact, nu suferă nicio îmbunătățire. Sunt deci, asociația situații... noastră are copii cu handicap fizic care sunt într-adevăr grav. Au și în asociație, sunt și cu asociat. Da, un autism, ADHD. Deci sunt chiar dacă ei merg pe picioare și te întâlnești cu cineva pe stradă și spui Nu cred că are mare problemă, dar el are o mare problemă în comportament Are o mare problemă că nu stă singur, are o mare problemă că nu știe să-și ia medicamentele Că nu știe să ducă la toaletă, că nu știe să mănânce Deci atât deci, câte nevoie are de apropo de, de părinte, de exorțitor Exact, de, exact care... de care are nevoie să stea acasă cu el non-stop uh, Știți, întotdeauna părinții au pus problema, zice păi eu stau 12 din 24 cu el Deși legal, noi suntem luați ca orice salariat cu un program de 8 ore. Deci da, noi așa după suntem. cele 8 ore ce și asistentul și uh, nu ai, mai există ca și cum ai veni în familie așa și trebuie să-ți iei copilul în primire. Poate dar... fi reglementată, vă că ați încercat și ați făcut o adresă uh, la București în care să explicați aceste lucruri, deci, pentru că este uh, nevoie de o reglementare. Deci, uh, în fiecare lună noi mergem la București, unde avem Asociația Națională. Acolo întâlnim specialiștii, acolo întâlnim, ne spunem problemele noastre din teritoriu. Știți că fiecare județ se confruntă cu o anumită situații, și fiecare vine cu problemele care le are și propunerile. Noi am lucrat la strategie care am venit cu problemele care le-am întâmpinat pe sănătate, pe învățământ, pe accesibilitate. multe, foarte multe dar... Încă așteptați răspunsul. Așteptăm doamne. răspunsul, pentru că în momentul când se așează un ministru bine așa... O de la capăt. O luăm alte de la capăt că vin tot așa. altele, vin alții și iarăși trebuie să ne orientăm cu problemele noastre. Uh, vă întrebam de indemnizația de însoțitor, 960 de lei și spuneți că... doar în soțitorului. Doar însoțitorului. Uh, Pentru copil în funcție de handicap... Pentru copil în funcție de handicap, copilul cu handicap grav are 340 de lei. Deci iarăși o de jos, dați să spun. Nu știu dacă 40, mă înțelegeți, la noi, la Buzău, nu există cabinete, sunt particulare. Or, și astea sunt câteva, le numeri pe de câte sunt cabinete de kinetoterapie. Deci, de acești bani, trebuie, așa... urmată, trebuie, urmată, recuperarea, pentru că, indiferent de gradul de handicap, care poate, în anumite cazuri, copiii pot fi recuperați până într-un anumit punct, deci, alții copiii nu pot fi recuperați, se recu... dar indiferent dacă nu pot fi recuperați, ei trebuie să urmeze o anumită ședință. Viața, exact. asta, Toată viața, și pentru că un copil l-ai plecat cu el de mic să-l recuperezi, uh, absolut toată viața trebuie să faci recuperare cu el. Bun. Este și foarte greu. Din banii aceștia din banii cum se descurcă părinții? Trebuie să și mă, deci din 340 de lei el trebuie să-i uh, cumperi și îmbrăcăminte, îmbrăcăminte, medicamente, să faci frană, și... Care în multe situații există un regim foarte strict. Și sunt unii care nu... copii care nici măcar nu pot să înghită. Deci vă dați seama ce chin este pe mamica respectivă. Sunt unii copii care sunt imobilizați în pat, care chiar n-ai ce să vorbești cu ei, care pur și simplu nu-și cunoaște decât așa din vorbele mamei, o cunoaște pe mama, că e mama. Și necesită un anumit hrană, o anumită hrană pe care mama lui știe cum să-i o prepare și să faci recuperare. Păi, și procesul de recuperare. Păi, trebuie kineto, trebuie logopedie, psiholog. Sunt Bun, foarte... Și spuneați că la Buzău sunt foarte puține uh, centre. Uh, și cred eu că majoritatea pleacă spre București Acolo unde într-adevăr oferta este, este mult mai bogată Dar este. intervin alte costuri Transport, cazare Pentru că aceste ședințe uh, Care este perioada minimă? 14 deci zile 4, săptămâni, da? Deci două săptămâni 14, mâini, mâini, 14 mâini. zile uh, să stea o, o persoană Da, în București Poate mai aveți rude, dar mulți nici nu au rude Atunci, exact. iată, e foarte, foarte greu Și costurile clar se ridică Așa că bugetul acesta este absolut insuficient. Noi am făcut, s-a făcut în toată țara, de da, am strâns niște semnături da. pe care le-am depus la Parlament pentru modificare și pentru creșterea acestor sume la persoanele cu handicap. Uh, pentru că s-a ajuns uh, și de cei de sus uh, la concluzia că nu se poate trăi Adică într-un final uh, și-au dat și ei seama că, domnule, parcă 340 400 de, lei, de lei, lei e cam puțin Noi bem la o, dăm 340 de lei la o cafea, la un hotel de exact. 5 stele Adică, hai să mai dăm un mărunțit Și, și s-au strâns aceste semnături, vreau să vă spun, peste su sute de mii Sute de mii de semnături s-au strâns Am rămas cu aceste semnături deci, Nu s a întâmplat nimic Nu s-a întâmplat nimic Ia că mai e puțin și vin alegerile, vin alți, ziceți, alții, candidați, care candidați... s-ar putea să-și arate interesul, exact. care dar poate după și... alegeri s-ar putea să nu să mai cunoască exact. și să nu își mai amintească -o ce-au o luăm De promis. la capăt, deci, acum noi, încă patru ani de aici încolo, noi trebuie să o luăm de la capăt, cu toate dorințele noastre, cu toate problemele noastre pe care le întâmpinăm, pentru că nu ne aude nimeni. Nimeni nu ne aude. Dacă nu bați uh, acolo unde trebuie, degeaba. Degeaba ne luptăm. Apropo de, de faptul că în multe cazuri părinții sunt nevoiți să facă această deplasare către București, știu că există și o gratuitate la CFR. V-aș întreba apropo de uh, modul în care ei au acces da, la transport. Cred că sunt situații în care acești uh, copii, acești tineri, nu pot fi urcați în tren, da? Cazurile deci, extrem de grave, uh, și nu pot fi transportați cu trenul. Ce se întâmplă în situația asta? Pentru că ei știu că au niște de conturi anuale, un, un anumit uh, număr de bilete. Uh, copilul și tânărul beneficiază de 12 de bilete de tren sau autobuz pe an. Bun. Uh, cu aceste bilete poți să te deplasezi cu trenul. Dar un copil care este într-un fotoliu sau este grav, nu poți să-l urci în tren. Trebuie, dacă ți-ai programat să mergi peste două săptămâni la București, trebuie să faci din timp o cerere către uh, CFR în care să-ți uh, acorde timpul necesar ca să poți să te urci în tren să fie ajutat. adică nu mai cu o solicitare scrisă numai cu soli... programată din timp. Din timp ca uh, să nu pot... știu, mă gândesc că poate se agravează, da, într-o zi, într-o noapte se agravează starea de sănătate a copilului, a tânărului. Și uh, lucrurile astea nu le poți programa, este categoric. Și trebuie să mergi, nu ai, poate mulți părinți nici nu își permit o mașină pentru că iată, din, uh, dintr-un salariu atât de mic, uh, nu au cum să și permită. Bun, și trebuie să plece la medic la București, da, la un medic specialist cu acest copil. Trebuie să apeleze la rude, la și mai departe, pentru că dacă stăm să facem cerere scrisă până ne aprobă regionala, până primim răspunsul, stăm și ne uităm la copil cu exact, se exact, Exact, Noi am făcut tot la demersuri pentru că aceste tichete care se dau la tren sau la autobuz să se dea și valori pentru combustibil. Bun, să fie de contat de Să fie, da, exact. Bun. Uh, omul își pune uh, carburant, da, carburant și în mașină, la el, la un prieten, la o cunoștință, în momentul când are nevoie, a urcat copilul și a plecat și își rezolvă problema. Este mult mai ușor așa, decât să aștepți să te urci într-un tren. Pentru că este foarte greu. Este foarte greu să te chinui cu un fotoliu să-l urci în tren. Ați văzut cât de înalte sunt scările la tren. Da, și cei care, persoanele care nu au niciun handicap, se urcă de foarte multe A, ori. Ați văzut de, greu destul, se urcă. Dacă un om normal și nu se, se, urcă într-un tren, în tren, Dar, dar o, o persoană... dar un fotoliu sau un copil cu probleme, că sunt și copii care, chiar dacă merg, dar merg mai... Mai, mai greu, mai, da. Greu. Nici pe ea nu poți să urci, nici pe ea nu poți să-i urci, că trebuie să stai, ori să fii numai tu în fața ușii și să te chinui Oricum acolo. Oricum e clar cu o singură persoană e foarte, foarte greu nu să poți, se deci desfuge. nu poți. Și atunci s-a recurs la ideea, am făcut propuneri să se acorde aceste etichete valorice pentru combustibil. Fiecare își pune înțeleg că există o propunere. Este o propunere. O propunere. Dar în, în momentul ăsta a rămas doar o propunere. Deci suntem la stadiu de propunere. Noi am făcut propunerea, așteptăm soluția. Care sunt semnalele? Deocamdată nu avem niciun semnal. Niciun semnal. Deocamdată nu avem niciun semnal. Noi facem propunerile, așteptăm soluția. S-a schimbat acum, este un domnul Tomescu, sperăm să ne audă. L-am invitat în adunările noastre generale și uh, am, chiar ne-am exprimat absolut fiecare județ problemele care le-am avut. Dânsul și le am notat și ne-a promis că atât timp cât va fi la fruntea acestui minister ne va ajuta pentru că și dumnealui la rândul Dânsului este nevăzător și știe ce înseamnă aceste probleme și speram, speram bine să, să, se, întâmple acest să lucru. se întâmple lucruri frumoase. Vorbim, vorbeam despre, despre tratament și la fel știu că persoanele cu handicap să spunem că cel puțin la nivel teoretic, privit din afară, am putea spune că au facilitate la transport, la bilete de tratament și așa mai departe. În realitate, iată că aceste facilități sunt așa cu jumătate și de fapt ne cramponăm tot de birocrație de cereri scrise de așteptăm răspunsuri. Bilete de tratament este absolut număr. Dacă nici în aceste cazuri copiii și tinerii aceștia nu au nevoie de tratament, da, să meargă în zonele unde în funcție de uh, afecțiunea de care suferă și care au fost diagnosticați, să facă să urmeze un tratament, atunci cine mai are nevoie? Clar, ei sunt o prioritate. Ei, Aș vrea să vă întreb uh, cum se cum se procedează în momentul acesta. Au o prioritate atunci când depun acele cereri pentru biletele de tratament? Nu. Uh... Cererea de, pentru biletul de tratament se depune la fel ca orice pensionar. Deci nu are o facilitate. Uh, avem o cerere. Pe cererea uh, scrie dacă ești persoană cu dizabilități, dacă ai însoțitor. Bun. La rândul lui, însoțitorul completează și el o cerere. Da? Deci dacă tânărul sau copilul, dar tânărul, că la casa de pensii nu mai e tânărul, de, pe, de peste 18 ani ia bilet. Uh, are dreptul la însoțitor că este grav da. și îl duci la recuperare. Însoțitorul plătește 50% din bilet. A, foarte frumos, foarte drăguț. Deci însoțitorul plătește 50% din uh, costul biletului. El are gratuit, dar însoțitorul nu. Deci dacă el pe certificatul că tu depui adică în își... copie certificatul de handicap, da. care da. demonstrează că el care... este un tânăr care are uh, un handicap, și scrie pe certificatul de handicap, scrie cu asistent personal. Deci, din moment ce scrie că trebuie să aibă un însoțitor, de ce mă pui pe mine asistent personal să plătești 50%? Pentru că aveți o indemnizație foarte mare. Glumesc, da, da, este o ironie uh, Da, vă e adevăr un lucru Un lucru absolut uh, Nu știu, cine a făcut lucrul ăsta N-a gândit, gândit Exact, gândit. că domnule dacă este bolnav Cum să-i mai uh, și are nevoie adică, de asistent personal practic, Ce se întâmplă în situația asta Cred eu că uh, părinții renunță Și renunță practic în detrimentul Păi renunță al pentru că știți pe... de ce Zice, păi iau 960 de lei Păi dacă eu din 960 de lei Mai dau uh, jumătate, 50% Păi eu să-i mai cum? și lui copilului ceva acolo că na nu poți să stai să aștepți. plus numai. tratamentul plus, plus tratamentul da. plus și mă, nu ți ajunge. Și atunci părinții una, în al doilea rând aștepți. Anul ăsta ai rândul ți-a venit rândul, ei biletul gratuit. La anul când te duci cu cererea, da. Te găsești în baza de date. Și că vede că ai fost, fost anul trecut. trecut. Bun. Bun. Anul ăsta dacă vrei să mergi Trebuie să faci. îți trimite cererea la București. Adică trebuie să există o altă aprobare? Există probabil altă aprobare de la București și aștepți răspunsul de acolo. Deci, persoanele cu handicap care au dreptul gratuit. Da. Și eu bănuiesc că au și ele o cotă parte în biletele care vin pe repartizate casei de pensii. Bun, deci okay. așteaptă răspuns de la Casa Și așteaptă, Națională, da? Da? Și Sunt situații una... în care uh, răspunsul este unul negativ, adică nu... nu... Nu știu dacă este negativ, dar am avut mămici care au fost total nemulțumite că uh, chiar nu le-au dat. Copiii ăștia nu pot merge la orice stațiune. Apropo deci, de lucrul ăsta, uh, practic care sunt stațiunile? Deci ei merg la Mangalia, la Teichirghiol, unde sunt uh, centre de, uh, sunt de kinetoterapie, că e, practic asta este pentru el să să-și facă da. Pentru că la noi, la adulți, adulții deci au o problemă că aici chiar nu avem unde să facem. Deci numai dacă mergem la un cabinet particular să faci kinetoterapie. Sunt de cele mai multe ori ședințele și nici, sunt mai scumpe. Și sunt scumpe. Nu poți permite că nu poți să faci că acestea sunt niște tratamente o dată care pe, pe lună. că, că asta Minim avem? 14 zile și iată, nu facem o dată și mai facem Pai peste 6 nu luni. Nu faci o dată pe, pe lună. Asta trebuie să le faci cel puțin de două ori pe săptămână cel puțin de două ori pe săptămână. Dar ca să faci un calcul la final, 340 de lei nu ți ajunge nu numai să plătești ședințele, e mai ai și din indemnizații sau din salariul asistentului personal și de aici pleacă neajunsurile către părinți. Aș vrea să vă întreb dacă în toți acești ani, pentru că problemele astea îmi amintesc că nu sunt niște probleme noi, nu sunt niște probleme de un an, de doi ani, sunt niște probleme foarte vechi. V-aș întreba dacă în tot timpul acesta ați făcut adrese peste adrese. adevărat, au fost multe, multe schimbări pe la minister, dar dincolo de toate lucrurile acestea, au apărut și îmbunătățiri, au existat schimbări care să vină într-adevăr în favoarea acestor persoane cu dizabilități. Da, într-adevăr, sunt și unele îmbunătățiri. Că... Acum știți cum e îmbunătățirile, îmbunătățirile. Dacă facem mult... îmbunătățirile. astea în pas de melc, este egal cu zero la final. Da, așa este. Dar... Dacă așteptăm 5 ani ca să scăpăm, de exemplu, despre o solici... de o solicitare, care poate de multe ori e doar o simplă formalitate, dacă așteptăm încă 5 ani să putem avea acces la o rampă, da? pentru accesul în instituții publice în uh, transport în comun și așa mai departe și atunci le avem dar gradul uh, de înclinare nu este bun că nu ne aducem urci. aminte ce s-a întâmplat atunci iarna ninge, gheață păi uh, e bătaie de joc e bătaie de este joc Este făcută doar de dragul de uh, a spune că a respectat legea și a amenajat o rampă. Da, nu au fost respectate A fost respectat acele regulile de, de, uh, de funcționare a acelei rampe, nu sunt uh, sunt făcute așa, ca să nu zicem că n-au fost făcute. Nu o poți urca. În unele instituții chiar nu o poți urca. Împingi la un fotoliu, că nici o mămică care merge cu un copil cu căruțul, nu, da. deci nu o poate urca. Deci nu poate urca. Iată, de asta spun, adică poate mici mici schimbări, mici beneficii au mai fost, dar s-au făcut multe dintre ele uh, cu, cu multă greutate. Uh, Mi-aduc aminte că acum, uh, nu mai știu, 2010-2008, când da ați ieșit în stradă, o... da. l-ați în stradă pentru că numai primăria nu mai plătea bani, nu mai erau bani. Uh, o situație absolut uh, de coșmar pentru multe. După ce că primeați acei bani foarte puțini, nici, nici aceia nu, nu mai puteau Noi fi primeam, plătiți. Da. Da. Sunt primării și acum care există. Nu le... Da, care nu le dă nu, salariu că oricum nu sunt angajate, le dă indemnizația jumătate, că n-au bani, că n-au fonduri. Deci sunt foarte multe primării. Primarii din start spun că nu au fonduri. Asta este, um... da, cam asta este. Nu avem bani să facem școală, da, nu avem da, bani da, să da. plătim asistență, exact, exact. nu avem bani să facem nimic, Dăm din da. mă, dar haide să nu știu să facem cumva. Să avem și bani, zic. Exact. exact. Bun. Sunt multe primării în situația aceasta în care nu. Sunt. Nu, sunt, nu, sunt, da? sunt. Să știți. Eu și la paterlage. Am o mică la paterlagele care chiar se judecă în tribunal cu primăria. Da. Uh, așteptăm verdictul final să vedem dacă totuși am câștigat acest proces. E de durată. Sunt datorii istorice, datorii foarte vechi, sume mari. Din ce sunt, știți? sunt, sunt. Sunt adică mai că... vechi de șase luni, de un an. Nu, de un an nu. De șase luni, de trei luni, de două luni. Sunt sunt foarte multe primării care nu asigură măcar indemnizația. Da. Am ajuns deja pe final de emisiune și aș vrea să să ne dreptăm acum atenția puțin și și către partea mai frumoasă, să spunem. Și știu că asociația se implică și la asociație mulți părinți vin, copiii sunt integrați, au loc tot felul de activități care da. îi face să, să se simtă în primul rând în, în elementul lor. Dacă societatea de multe ori îi respinge și le închide ușa în nas, ei bine, acolo la asociație se simt așa acasă și cred că este altă atmosferă. Se simt ca într-o familie. Vreau să vă spun că vara asta am avut foarte multe activități am fost într-o excursie la Galați cu 50 de copii și 50 de însoțitori. Deci trei autocare nu mi-au ajuns să da. cuprind. În asociație sunt 250 de membri. Iată, un număr important totuși. Așa. Da. După care am fost într-o tabără la Piatra Neamț, care uh, inspectoratul școlar de la Piatra Neamț ne-a aprobat o tabără la Oglinz, foarte frumoasă, în care am fost cu 30 de copii și 30 de părinți. Deci, că, uh, am că mai au foarte... și parte de momente din acestea Sigur că acestea da, pentru frumoase. ei aceasta este uh, o, cea mai, cel mai frumos lucru. Sunt toți în uh, elementul lor. Aici ei socializează, aici simt că își petrec timpul liber altfel decât ar fi acasă în familie. Am fost prin Fundația Sfântul Sava la ta în tabără la Maliuc. Iarăși am avut 10 copii cu 10 părinți. Deci a fost o, tabără, o toamnă foarte bogată. Plus că Naționala de la București organizează în fiecare an o săptămână de în tabără la Munte La Cheia. Și o săptămână tabără la mare, la Mamaia. Deci În principiu, care e sistemul pentru cei care vor să meargă în aceste tabere? Achită în o tabe parte e, din, Nu sunt Noi am folosit aceste etichete de, care ni le dau de la direcție ca să nu plătim combustibilul și da? am căutat oferte Uh, și am dat tichetele acestea și uh, a achitat am practic, transportul. Am achitat transportul. Asociația a suportat cazarea și masa. Deci într-adevăr, pentru familii deci, și, nu și familiile pentru care suportă aceste uh, cheltuieli, Da, familii. Deci asociații. frumos. Da. Pentru că foarte mulți își doresc să plece. Sunt foarte multe persoane care nu au cu ce să i scoată din este, casă da. și când profită de ocaziile profită aceste. Profită de aceste ocazii și vreau să vă spun că ei au un zâmbet al lor când sunt practic numai și ei. îi cunoașteți, da? Ei când cunosc, se bucură și că... ei. Nu vreau să vă spun când încep și fac câte o excursie sau câte o... un eveniment din ăsta, da. cât strigă după mine. Deci toți mă cunosc, toți știu că eu trebuie să le ofer. Vă asociază, da. îi plimbați, Ii îi scoateți da, din, din cotidian. Urmează, îi duc în luna decembrie, îi duc la Palatul Copiilor la București, de sărbători, urmă, fac sărbare pentru ei special. Da, este la... deja o tradiție sărbare de sărbători Și pentru mame, iarăși am început de câțiva ani încoace, o tradiție să le sărbătoresc și lor ziua de o martie, Foarte frumos, pentru că și pentru că sunt niște mame și sunt niște mame am eroine. Am spus dincolo 10 de... minute, o... Dacă își lasă copilul câteva ore acasă cu tata, da. cu sora, cu fratele. Se mai găsește. Să, da, să stea și ele câteva ore liniștite, să-și petreacă și ele măcar. Da, aceste. niște mame de nota 20, nu de nota da, 10. Da. Uh, acum poate nu știu, sunt uh, familii care ne urmăresc și se confruntă cu aceste probleme și nu au știut poate până acum că pot face parte dintr-o asociație care să vină să le, să, le, să le iată, să le spună că au anumite drepturi, să le înlesnească uh, demersurile cu autoritățile. Care este modalitatea de a se înscrie în asociație? Ele vin către noi, către asociație, De în general suntem cunoscuți în da. oraș. Uh, și care trebuie urmați ne contactează la telefon sau vin. Noi suntem în clădirea de la Liceul Agricol. Da. Zilnic suntem acolo, eu sunt în fiecare zi la asociație, mă găsește în fiecare zi. Știu majoritatea numărul meu de telefon. Bun, deci da, mă rog, pentru cine nu a știut, în clădirea de la Liceul Liceu Agricol... Agricol. Deci cei de la poartă știu că funcționăm acolo, acolo da, și acolo primesc toate detaliile toate ca toate să toate detaliile de detalii înscriere, în de de nu am refuzat pe nimeni, oricine a venit și ei găsesc la noi orice problemă au, îi îndrumăm pașii care trebuie urmați pentru a rezolva problema pe care o are. Sunt foarte multe mămiși care vin și ne mulțumesc că le-am ajutat, că i-am îndrumat. Uh, și atunci simți că într adevăr este ești mai mare util pentru aceste persoane. Da. Doamna Agu, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Vă doresc în continuare mult succes, multă putere să puteți să faceți și mai multe lucruri pentru uh, pentru acești uh, părinți uh, la treabă și uh, așteptăm uh, și cu siguranță vom fi și vom lua și noi parte la acțiunile pe care le faceți pentru acești copii și pentru aceste mame care, așa cum spuneam, sunt mame eroine, mame de nota 20, nu mame de nota 10. Mulțumesc tare mult pentru prezentat dumneavoastră aici. Mulțumesc și eu. Doamnelor, domnilor, luăm acum o scurtă pauză de publicitate, rămâneți alături de noi, revenim. Da, am revenit din pauza de publicitate. Sâmbătă este o zi extrem de importantă pentru tineretul social-democrat pentru că vor avea loc alegerile, aceștia își vor desemna președintele pentru următorii doi ani. În acest moment, pregătirile sunt așa pe ultima sută de metri pentru conferința alegerilor de, de sâmbătă. Iar în cursa pentru șefia TSD Buzău s-a înscris și invitatea mea de astăzi, dați-mi voie să vă o prezint. Este vorba despre vicepreședintele TSD de Buzău, Ionela Domnului. Bună ziua și bine ați revenit la noi! Bună ziua și bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație! Așa cum spuneam, sâmbătă este o zi foarte importantă și deja ceasul anunță că mai sunt foarte puține, foarte puține ore până când tineretul social-democrat își va desemna conducătorul, da? reprezentantul pentru următorii doi ani. Vreau să vă întreb în acest moment unde va avea loc conferința de sâmbătă, în primul rând. Într-adevăr, sâmbătă avem o zi importantă pentru toți sediștii din județul Buzău. Va avea loc conferința de alegere a președintelui Organizației Județene, dar și a biroului Organizației Județene. Va avea loc la sala de la Consiliul Județean, sala mare de festivități da. de la Consiliul Județean, de la ora 11. Bun, deci încă așa, de nici foarte târziu, nici dimineața, la ora 11, câți membri vor participa? Pentru că știu că acolo vor fi foarte mulți membri ai, din tineretul social-democrat. Fiecare comună, fiecare organizație în parte va avea reprezentanți, delegați, care vor avea cu drept de vot. Vom fi undeva cu toți cu invitații și delegații 300 de persoane. Va Bun. fi o sală plină. O sală cu siguranță va fi plină. Apropo de invitați, sunt așteptați și invitați de seama ai partidului care vor fi prezenți la alegeri? Vom avea invitați de la nivel local și aici mă refer la domnul președinte Ciolacu și alți invitați de seamă din partid, domnul președinte executiv Neagu. Um, însă am uh, lansat și invitația către președintele TSD național, Gabriel Petrea Sperăm să ne onoreze cu prezența Mâine ne va confirma, având în vedere că este o perioadă aglomerată Ne pregătim de alegeri Sunt foarte multe activități de organ organizatorice Dar uh, mâine vom afla răspunsul uh, domnului președinte Petrea Bun, haideți să, vă, să ne explicați puțin uh, Care va fi modul de desfășurare al alegerilor de sâmbătă? După cum v-am spus, fiecare organizație va avea delegați tribi și în sală care vor vota propunerile uh, candidații înscriși pentru funcțiile respective. În acest moment, uh, îmi pare rău că nu s-au mai înscris și alți colegi sediști. Uh, da, momentan în acest moment. sunt, uh, sunt singura candidată. Îmi pare rău că nu s-au mai înscris și alți colegi sediști. Uh, nu mi-e frică de competiție, mi-ar fi plăcut o mare uh, mi-ar fi plăcut chiar plăcere să avem o dezbatere, să fie uh, o competiție internă, să spun așa, așa dar că... a fost o decizie tactică. În momentul acesta PSD se pregătește pentru niște alegeri foarte importante. Și împreună cu colegii din organizație am zis să nu ne irosim cumva energia pe o competiție internă. Când avem foarte mult de lucru în alegerile parlamentare ce urmează, în campania pentru alegerile parlamentare. A fost o decizie din interior pe care mi-am asumat-o. Bun. Uh, cum vedeți uh, următorii doi ani în TSD? Pentru că sunt sigură că uh, ați evaluat un pic uh, organizația și v-ați propus uh, să realizați uh, anumite schimbări, de ce nu. Uh, Într-adevăr, Uh, am uh, obiective pentru următorii doi ani. În primul rând, mă bazez pe valorile în care cred. Cred în muncă, cred în uh, onestitate și mai cred în egalitate de șanse. Am făcut acest pas de a candidat pentru șefia TSD pentru că în acest moment consider că sunt pregătită pentru funcția asta. Am, uh, v-am spus că eu cred în muncă. Am muncit încă din facultate. Să termin facultatea de construcții nu este, este tocmai o facultate ușor. o ușoară, în primul rând, așa este. De fapt, facultatea căi fărate două omuri și poduri din cadrul Universității de Construcții București. Am muncit acolo unde am fost angajată. Am ocupat un post de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor. Am întâlnit tot felul de situații care, probabil, pentru multe persoane ar fi fost, uh, nu știu, uh, destul de grele și ar fi făcut deci un pas provocări, înapoi, uh, provocări mari. mari am mers în fața Parlamentului unde am susținut toate proiectele de lege pe care Ministerul le avea sau care aveau uh, implicații asupra domeniului uh, Ministerului uh, Comunicațiilor. Lucrurile acestea nu m-au făcut să dau înapoi, m-au făcut să fiu mai puternică, m-au ambiționat. Fac muncă politică de mai mult de 5 ani. În ultima campanie, nu știu, am cărat afișe în localități, am scris pe Facebook, am făcut tot ceea ce Partidul sau oamenii din partid mi-au cerut la un moment dat pentru a ajuta în campanie. Deci ați pus numărul și ați clădit acolo unde a fost nevoie. Am lucrat de la puțin, v-am zis, de la cărata fișe a până, o... până la până când am scris am, am, am reprezentat partidul în diverse, în diverse situații. Uh, știu de... că sunt tânără, sunt femeie, uh, vreau să mă, mă implic într-o lume în care până acum am avut acces doar bărbații. Asta Așa trebuie este să politica, recunoaștem. Nu este un domeniu deloc ușor, mai ales pentru, pentru o femeie, că provocările sunt și mai mari, cred Dar eu. asta mă ambiționează și nu mă face decât să fiu și mai muncitoare. Asta, asta, e, urmă, asta, e, și echipa asta e ceea vizou. ce mă motivează. Cred că, uh, vă ajută, sunteți o echipă unită, din câte am văzut. Suntem eu. o echipă unită, îmi doresc să continui ceea ce colegii mei au făcut până acum, pentru că ați văzut ce rezultate bune am avut la alegerile locale. De asemenea, am și două obiective. Îmi doresc să atrag cât mai mulți oameni de valoare în Organizația de Tineret a Partidului Social Democrat pentru a deschide această organizație. Pe lângă atragerea în mediul politic, îmi doresc să avem cât mai multe parteneriate pe part, pe, cu asociații, cu organizații non-guvernamentale, să ne implicăm cât, în cât mai multe acțiuni de voluntariat. Iar o altă provocare, un alt obiectiv este acela de a fi cât mai prezenți pe partea de online. Am văzut cât de mult influențează acest lucru opinia publică în zilele noastre și de multe ori pentru că noi, Partidul Social Democrat, nu am fost suficient de... Um, Rapizi în răspunsuri, poate, sau suficient de prezenți pe mediul online, lucrurile au fost uh, prezentate într-o situație uh, greșită. Iar au oamenii și-au format opinia. Partid, exact, da. au vorbit alții pentru partid. Oamenii și-au format opinia uh, și fără să aibă parte de o aspectată. imagine obiectivă. Da. Bun. Însă, pot da. să vă spun și ce nu vreau să fac în partid. Foarte important, da. Că nu și vreau să și faț, asta e important. Da. Nu vreau să fac o revoluție sau o restructurare în TSD, pentru că TSD, TSD buză nu are nevoie de lucrul acesta. Îmi doresc să fim în continuare o echipă uh, strânsă, care să aibă aceleași performanțe ca și până acum și poate chiar mai uh, mai bune. Știu că spuneați cu alte ocazii că uh, oricum ușile TSD-ului sunt deschise și uh, vreți să măriți această echipă și v-am auzit în nenumărate rânduri exprimând că noi suntem și ca o familie. Cam asta este atmosfera în TSD, tineri care se axează mult pe acțiunea aceasta de acțiunile de voluntariat, pentru că uh, trebuie să recunoaștem voluntariatul începe să prindă rădăcini și la noi în țară și e foarte bine să, uh, să spunem așa, să învățăm și să ne educăm tinerii în acest spirit al voluntariatului. Mai ales că acum cântărește foarte mult și atunci când merg. La la interviuri și uh, își doresc o angajare. O acțiune de voluntariat chiar poate spune foarte multe despre acel tânăr. Voluntariatul poate fi un punct de plecare pentru orice tânăr din țară. Exact. Aceasta, și îi pentru să că, că uh, Orice angajator te întreabă atunci când te duci la un interviu, ok, ai terminat o facultate, ai uh, terminat, uh, nu știu, un master, însă ce știi tu să faci? Și așa îi pot spune, uite, am fost voluntar în cauza aceasta, am lucrat ca și voluntar în societatea respectivă. Voluntariatul trebuie să înțelegem că are două beneficii. Îți aduce un beneficiu personal pentru că tu, ca și individ, înveți să faci ceva, dar aduce și un beneficiu societății. Spre exemplu, atunci când te duci voluntar și donezi sânge, Aduc, uh, dona, uh, donarea de sânge duce la o creștere a uh, stocurilor pe care medicii le pot avea atunci când operează. Spre exemplu, um, voluntariatul în uh, Let's Do It, e cel da. mai bun exemplu. Așa e și cel mai recent. Da. Exact, cel mai recent și -a, avut, a fost și la nivel național. Este o acțiune lăudabilă spun eu. Nu cred că s-a mai întâmplat așa Acum ceva de lucrul până acesta, anul că acesta. A participat și, și anul acesta. Ne-am înscris, da, da am înscris fost echipa și v se uh, Cum a fost anul acesta? Pentru că cred eu că de la an la an acest proiect, acest program prinde tot mai bine și printre buzoieni. Cu micul mare uh, încep să înțeleagă că este nevoie și practic ne dăm singur o mână de ajutor la un mediu mai curat, sănătate, o viață mai bună și așa mai departe. Anul acesta cum a fost? Am văzut foarte mulți tineri, am văzut copii, în schimb am văzut și persoane în vârstă. Am fost bucuroasă să văd că pe platou, într-o zi de pe platoul Dacia, într-o zi de sâmbătă la ora 8 dimineața, atât de, au fost prezenți atât de mulți copii, însoțiți de profesorilor, însoțiți de părinți, însoțiți de bunici. Este admirabil acest gest. Pentru că și-au rupt din timpul lor pentru a face un bine societății, un bine orașului. Mi se par extraordinare activitățile de genul acesta și cred că n-ar trebui să ne limităm la o zi pe an, ar trebui să... Avem mult mai multe ocazii în care putem să ne adunăm și să facem lucruri bune pentru da, oraș. Și știu că uh, Organizația de Tineret Social Democrată a dat de multe ori tonul. Uh, haideți să ne amintim pe scurt de acțiunea aceea în care ați uh, igienizat și ați uh, făcut uh, foarte frumoase spațiile din fața blocului. Am mai vorbit despre lucrul acesta, da, dar acolo acolo este un exemplu a foarte fost, bun și o acțiune de succes. N-am a fost a organizației. să știți doar tineri din TSD. Acolo suntem un grup de voluntari. Ne-am intitulat noi Cred în Buzău. Echipa Cred da. în Buzău. Într-adevăr, ne-am da, dus, să am de aici a plecat, ajutat am oamenii. Da, ideea a plecat de la faptul că toți dorim o schimbare, însă nimeni nu face nimic. Iar dacă îți dorești să se schimbe ceva, ceea ce trebuie toată lumea să conștientizeze este că vrei să schimbi ceva, tu ești cel care trebuie să facă primul pas. Pentru că puterea exemplului este cea mai importantă. Am observat-o chiar atunci când mergeam cu colegii din echipa Cred în Buzău, cu voluntarii de la Cred în Buzău, în grădinile blocurilor. Vedeam că și la blocul de lângă mai iese un vecin cu o greblă, mai iese cu o lopată și o raja... competiția din politică. Și acolo a existat o competiție pentru că își doreau și ei să aibă o grădină, o grădință frumoasă și da, o motivație. s-au mobilizat. s mobilizat și am demonstrat că dacă se dorește se, poate face, se pot face multe lucruri și fără să fie investiții foarte mari, fără să fie un efort foarte mare, pentru că dacă se strâng 5-6 oameni, într-o oră, maxim două, au terminat tot ceea ce aveau de făcut în curtea unui bloc. V-aș întreba cum este să fii femeie în politică, pentru că așa cum spuneam, despre politică se spun foarte multe și în ultimii ani din domeniul acesta al politicii, credibilitatea nu a mai fost atât de mare din partea cetățenilor și v-aș întreba cum este, mai ales ca femeie? Că poate sunt tinere care se uită acum și se gândesc că poate am, nu știu, anumite abilități sau poate își doresc să intre în această lume a politicii și se gândesc că, da, sunt femeie, poate eu nu o să am prea multe șanse. Ce sfat le dați? Cum este să fii. sau, mai bine spus, ce atur trebuie să ai? Cred că trebuie să fii onest, în primul rând. Deci, să calitatea ai de bază. Calitatea de bază. Oamenii. Nu mai, cel puțin eu, vă spun despre mine și despre echipa pe care o avem în interiorul TSD, nu ne dorim în jurul nostru oameni care să aibă interese ascunse. Ne dorim oameni onești, oameni muncitori și oameni care să acorde o șansă aproape lui, indiferent că este bărbat, femeie, tânăr, bătrân, nu contează. Cum am mai spus, tinerețea. Nu reprezintă nici o calitate, nici un defect. Cum nici faptul că ești în vârstă nu reprezintă o garanție că ești înțelept sau că ești bun în ceea ce faci. Așa este. Faptele vorbesc. Să fii femeie în politică este destul de dificil, v-am spus. Am întâlnit foarte multe situații în care nu neapărat bărbații te... Uh, Pun așa pe un, într-un colț anume. Sunt femei care fac lucrul acesta. E greu, într-adevăr, însă nu e imposibil. Lucrul acesta trebuie să ne întărească și să ne facă să ne dorim și mai mult, să ne ambiționeze. Pentru că, până la urmă, după cum v-am -am mai spus, că am discutat și în misiunea anterioară, noi, într-adevăr, femeile, trebuie să fim promovate, trebuie să avem un loc al nostru. Însă cel mai important este ca noi să ne dorim să fim acolo, pentru că oricât de mult ne-ar promova un bărbat, sau oricât de mult un bărbat, mă refer la bărbații din organizație, da, dintr-o funcție, da. dintr funcție, nu putem fi acolo dacă noi nu ne dorim cu adevărat, pentru că cel mai important criteriu de evaluare este competența. Și poți să fii și bărbat sau și femeie. Dacă nu ești competent, nu poți să ocupi un post. sau Bun, deci ai câteva ingrediente, să le spun așa, destul de simple. Cine vrea să să intre în această lume, să-i spunem, da, cu ghilmele a politicii, trebuie, în primul rând, să, să se bazeze pe niște calități și să-și să dorească, în primul rând, să lucreze în interesul cetățeanului. Că, până la urmă, asta înseamnă să fii politician, să-i reprezinți pe cei care, la un moment dat, ți-au acordat exact. încrederea, adică și votul. Să știe. Exact exact pentru ce te duci acolo, să nu te abați. Probabil că tentații sunt multe, ca în orice alt domeniu, însă tu trebuie să știi pentru ce te-ai dus acolo și să nu te abați de la drumul acela. Cred da. că asta e cel mai important. Bun. Cine a avut urechi să audă și să, 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 să țină minte să facă acest lucru. Mult succes vă doresc sâmbătă. Așadar, Mulțumesc frumos. Să știți că noi avem din 2000 de membri, da. uh, suntem aproape 50% femei, 50% bărbați. Deci foarte, sunt așteptăm, foarte bine. așteptăm fetele să se înscrie în... în organizația noastră. Bun, deci iată, ușile tineretului social-democrat sunt deschise. Tot ce ține este să fiți onești, țineți minte lucrul acesta. Mult succes, sunt bătăiată, așa cum spuneam, o zi extrem de, de, importantă. Doamnelor, domnilor, am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumesc că și astăzi ne-ați fost alături. Vă doresc o după excelentă. Numai bine, la revedere!